în afara Bucureștiului m-ar interesa, deoarece orașul ăsta nu mai poate fi separat de Ilfov, de Voluntari Pipera, de Otopeni, de zona de nord. Spuneți-mi, vă rog, ce credeți că ar fi mai bine, domnule Orban, să avem metrou până la aeroport sau tren? Poți să scoți metrou la suprafață spre aeroport, pentru că există infrastructură pentru a asigura tren. Dacă e tren, trebuie legat de metrou. Dacă se hotărăște să se facă metrou până la aeroport, se face metrou. Eu zic că e posibilă prima variantă și eu deja am și demarat un studiu de fezabilitate în perioada cât am fost ministru al transporturilor pentru a asigura modernizarea tronsonului de cale ferată de la gara de nord până la aeroportul Otopeni. Sigur, dacă se alege soluția asta, ea trebuie să ducă până la urmă la legarea acestui tronson de cale ferată cu metrou. Întrebarea era ce proiect aveți acum pentru, sau ce proiect susțineți dumneavoastră acum în calitate de pretendent la... Nici metrou, nici CFR Infrastructură nu sunt în subordinea primăriei. Și dacă vă spune ce proiect am eu acum, i-aș minți pe oameni. V-am întrebat evident, pentru că... Evident, noi aici suntem obligați, prin înțelegerea pe care am făcut-o atunci când am fost aleși ca și gazdă al unor meciuri din campionat, să asigurăm această legătură între aeroport și București. În campania din 2008, într-un interviu pe care l-am făcut împreună la BBC pe vremea aia, a susținut varianta trenului, erați ministrul transporturilor pe vremea aia, exact cu acest argument, că există deja infrastructura, spuneați că costurile se ridică undeva la 200 de milioane, 250 de milioane, în comparație cu metroul. Varianta cealaltă, așa cum era ea proiectată și cu ofertă de finanțare de la JBIC, era de aproximativ 800 de milioane de euro. Evident că, după părerea mea, trebuie să alegi varianta care este, îți oferă cele mai mici costuri. Apropo de Ilfov, cine este șeful campaniei PNL pe Ilfov? Cum se cheamă el? Nu știu, nu mă întrebați. De când am fost desemnat candidat la primăria capitalei, n-am mai ieșit din București, n-am mai participat la niciun eveniment în nicio altă filială județeană. Vă întreb pentru că am văzut o declarație a doamnei Firea pentru Adevărul, spunând că șeful de campanie are o condamnare cu suspendare pe 6 luni. Așa e? Nu știu cine e șeful campaniei ca tare, nu știu ce să vă răspund la această întrebare. Mi se părea totuși important să știți chiar, pentru că, repet, Bucureștiul nu mai poate fi separat de zona aia, adică proiectele ar trebui gândite cumva integral. Da, cu siguranță. Aici este nevoie de o asociere între București și Ilfov și este nevoie. Vă dau un exemplu. Autoritatea Metropolitană de Transport nu are ce să caute în subordinea Ministerului Transporturilor, ci trebuie subordonată acestei asocieri între București și Ilfov. E un dezastru nefuncțional această autoritate. Autoritatea s-a făcut pe hârtie, s-au angajat niște oameni și în realitate nu face nimic, nu funcționează. Iar transportul pentru public că... din afara Bucureștiului, apropo, e un dezastru. Vă dau un exemplu de proiect. Dacă ar fi existat această autoritate metropolitană care ar fi avut practic tot ceea ce înseamnă mod de transport în București, se putea soluționa. Vă dau un exemplu. Deci, proiectul de lărgire la 4 benzi a bulevardului prelungirea Ghencea și de realizarea pasajului peste centură în direcția Domnești. Proiectul inițial prevedea, evident, era făcut de Primăria Municipiului București și prevedea inclusiv realizarea lucrărilor de infrastructură la intersecția cu centura Bucureștiului. A venit Curtea de Conturi și a spus că voi nu puteți să finanțați proiectul decât până la granița administrativă a municipiului București. Și aici, dacă nu se face o înțelegere cu Ministerul Transporturilor ca și ei să deruleze odată cu începerea lucrărilor, să înceapă și ei lucrările pentru asigurarea investiției de la intersecția între prelungirea Ghencea și centură, practic lărgești la 4 benzi până la câteva sute de metri de centură și tot nu rezolvi problema traficului care există pe această direcție. Vă mai spun un lucru. Transportul trebuie gândit în arealul metropolitan. Așa este peste tot. Rețelele de metrou
de tramvai, încetul cu încetul, vor trebui prelungite în arealul metropolitan. Mai ales acolo unde există, într-adevăr, orașe populate și unde există o mișcare foarte mare. Așa și noile cartiere din jurul Bucureștiului, care evident, sunt foarte multe. Și noile cartiere din jurul Bucureștiului, pentru că foarte mulți lucrează în București. De asemenea, sunt și mulți bucureșteni care lucrează în Ilfov, unde s-au făcut investiții. Deci este o mișcare care nu poți să nu asiguri o strategie de dezvoltare a infrastructurii și a transportului în arealul metropolitan. Revenind la sprijinul intern, ca să zic așa, la sprijinul politic, am văzut că doamna Firea se arată dispusă să ofere lui Nicușor Dan funcția de viceprimar. E limpede că Nicușor Dan și USB-ul lui vor conta în aceste alegeri. Sondajele arată un procent destul de bun acum. Dumneavoastră, ce aveți să-i oferiți? Acum vă dați seama că ceea ce i-a oferit PSD-ul nu pot să-i ofer eu domnului Nicușor Dan. Adică funcția de viceprimar. Nicușor Dan, mai ales că nu e o funcție pe care s-o dau eu ca și primar general după ce voi câștiga alegerile, plus această ofertă făcută de PSD, nu o judec eu, dar sunt convins că va fi judecată de alegători, mai ales probabil ce este în spatele acestei oferte. În privința lui Nicușor Dan, vă spun că am urmărit cu interes, a avut o activitate de sancționare a unor derapaje administrative, a avut și unele succese, a făcut câteva lucruri bune, cred că poate să continue aceste lucruri exact de pe poziția de care a fost, pe care a fost. Și politic? Politic încă nu pot să spun ceva despre el, pentru că nu știu ce reprezintă din punct de vedere politic. Deci n-aveți ce să-i oferiți. V-am dat răspunsul. Apropo de sprijin, președintele Klaus Iohannis vă va sprijini în campanie? Vă întreb asta pentru că primul candidat al PNL, domnul Bușoi, a beneficiat de sprijinul domnului președinte. Mi s-a mai pus această întrebare. Eu nu pot să vă răspund la această întrebare. La această întrebare nu poate să dea răspunsul decât o singură persoană, și anume președintele Klaus Iohannis. Dar contați pe sprijinul domnului președinte? Pe de altă parte, evident avem o colaborare normală, firească. A fost candidatul la președinția României pe care l-am sprijinit și pe care, atâta timp cât va pune în practică programul cu care ne-am prezentat în fața cetățenilor României, voi susține toate măsurile destinate realizării acestui obiectiv. Președintele nu cred că trebuie să facă, să se implice în campania electorală partizană și, de altfel, după cum am văzut atitudinea generală a președintelui Iohannis, cred că nu va face acest lucru. Tocmai v-am spus că pe candidatul de dinaintea dumneavoastră l-a sprijinit afișându-se publicul, domnul Bușoi. A existat o deplasare cu domnul Bușoi, dar nu era în campanie electorală, nu a fost, și a fost singura apariție publică. Nu a existat, să spun, o implicare în campanie, pentru că nici nu începuse campania electorală. Și de altfel Cristian Bușoi nici nu era candidatul Partidului Național Liberal la data respectivă. Ce caut în această campanie, în primul și în primul rând, este să obțin sprijinul cetățenilor bucureștenilor. În aprilie 2015, dar până acolo, ar să rămânem la domnul Iohannis, în vizita din Turcia, am văzut că a reluat discuțiile referitoare la construcția unei moschei. Nu, discuțiile au fost reluate de președintele Erdogan. Au fost reluate de președintele Erdogan, dar a apărut iar din nou poziția, tema pe agenda timpul vizitei președintelui aici, în mod evident, Turcia. Președintele Turciei a repus această temă pe agenda, probabil mai mult din considerente de politică internă. Răspunsul președintelui Iohannis l-am văzut, a spus că e problema primăriei capitalei. Eu pot să vă spun că dacă voi fi primar general, nu voi autoriza această moschee. De așa ce? Cum este ea. Voi autoriza moscheea lui Ponta. Am să vă dau un răspuns. Eu nu m-am operat în Turcia ca Victor Ponta.
pe de altă parte, un primar general trebuie să acționeze în numele cetățenilor municipiului București. Iar eu știu cu precizie că acest proiect nu este sprijinit de cetățenii municipiului București. Și ca un comentariu legat de... Poți astăzi, când vezi ce se întâmplă în toată Europa, să susții un astfel de proiect. Dar ați văzut argumentele muftiului? Eu nu am auzit niciodată. Eu nu am argumentele muftiului erau următoarele. Există moschei legale în București și e mai bine să știi unde se adună toți acești oameni, e mai bine să ai un loc oficial unde să le dai posibilitatea să-și practice religia, decât așa. Deci până această problemă a apărut pe tapet la nivel guvernamental în urma unor înțelegeri care au existat între Victor Ponta și Erdogan, care, dacă țin bine minte, în perioada respectivă era un prim-ministru, nu fusese în cale președinte al Turciei. Eu nu am auzit o astfel de cerere de realizare unei mega moschei în București, nu numai moschee, ci și toate clădirile de pe lângă moschee. N-ați autoriza, faceți-mă să înțeleg, n-ați autoriza niciun fel de moschee sau un astfel așa de proiect? Este, așa cum este, astăzi gândit acest proiect, nu voi autoriza acest proiect. Dar de ce? Care e motivul? Și clar, din o mulțime de motive. V-am dat motivul principal. Primarul general trebuie să acționeze în numele bucureștenilor. Dacă bucureștenii nu-și doresc o mega moschee în București, înseamnă că nu trebuie să se facă această moschee. Mai ales, repet, așa cum este gândit proiectul astăzi. Cine va conduce PNL în perioada cât va lipsi? Doamna Gorghiu se va afla în curând în concediu maternal, presupun. Încă nu am avut nicio discuție pe această temă. Dar e o temă importantă. Cine veți defila în plină campanie în București? Asta va fi o decizie care va fi luată probabil de Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal. Îl vedeți pe domnul Dacian Cioloș, șef la PNL, după locale? I-am urmărit toate declarațiile domnului Dacian Cioloș și în toate aceste declarații nu și-a exprimat în niciun fel această dorință. Ba mai mult, a și spus că atât timp cât este premier, el își va duce la bun mandat, mandatul de premier nepolitic, de premier tehnocrat. Nu există această discuție, nu mai exista niciun fel de discuție, deși am avut foarte multe discuții cu Dacian Cioloș de când este prim-ministru, nu a apărut niciodată pe tapet această problemă. În aprilie... Dacă va dori să vină în Partidul Național Liberal, în mod evident, noi am colaborat cu Dacian Cioloș încă din 2007, când a fost ministrul agriculturii în guvernul Partidului Național Liberal. Ulterior am sprijinit candidatura domnului Dacian Cioloș pentru poziția de comisar european și în primul mandat și în 2014 am sprijinit ca partid un nou mandat pentru Dacian Cioloș pentru portofoliul de dezvoltare regională sau de agricultură. Cred că dacă s-ar hotărâ să vină în Partidul Național Liberal, ar fi binevenit. Da, este decizia sa, nu este decizia noastră. Iar în ceea ce privește alegerea președintelui Partidului Național Liberal, accentuez alegerea, președintele Partidului Național Liberal, conform protocolului de fuziune, va fi ales într-un congres care va avea loc după alegerile parlamentare. În aprilie 2015, Corpul de Control al premierului Victor Ponta a trimis la DNA dosarul Transalpina, a făcut o sesizare pe numele dumneavoastră. Aș vrea să știu dacă ați fost chemat între timp, dacă aveți vreo calitate. Nu. Dacă dosarul e închis, dacă a fost deschis un dosar? Nu am niciun fel de informație legat de această plângere care a fost depusă de Corpul de Control. Am prezentat public informații pe această temă în acea sesizare care a avut două părți. A fost întâi o sesizare făcută de Corpul de Control care viza derularea contractului acolo unde s-a derulat contractul și care nu avea nicio legătură cu numele meu, pentru că executarea acestui contract a fost făcută după ce eu am părăsit poziția de ministru al transporturilor. După care, când s-a apropiat campania prezidențială și
mai ales după deciziile pe care le-am luat de a părăsi guvernarea ca Partid Național Liberal, după toate pozițiile pe care le-am avut împotriva lui Victor Ponta, mai ales dezvăluirile pe care le-am făcut despre Victor Ponta, care erau mai puține cunoscute de marele public, domnul Ponta o fi dispus corpului de control să încerce cumva să pună și numele meu în plângerea penală. Nu există niciun document semnat de mine în acea plângere. Nu există niciun fel de faptă care să-mi fie aparținut, care să poată fi incriminată în vreun fel. Este o sesizare care, vă spun, mie mi s-a părut penibilă. Deci nu aveți calitate, n-ați fost chemat, n-ați dat nicio declarație. Nu am dat nicio declarație, nu știu nimic despre desfășurarea anchetei. Nu vă temeți de o eventuală anchetă în timpul campaniei de DNA? Nu mi-e teamă, oricând. Văd că majoritatea primarilor au probleme cu DNA. Oricând DNA mă convoacă sau nu știu exact care sunt procedurile, că până acum n-am călcat la DNA, sunt dispus să dau informații și dau orice fel de informații, dar în ceea ce privește, nu am niciun fel de teamă legată de această sesizare, pentru că nu conține absolut niciun fel de faptă care să fie imputabilă mie, care să fie contrară legii.